vă curăț! De ce nu fugi? Și-o pe pământ și s-a dus o floare pe pământ. Doamne! Doamne! Asta nu-i dreptate! Cu ce ți-am greșit? Fata, i-am spus, dă-i bataie! Dă-i bataie! L-o iubit de când era mic, când era dracului cu oasele lui Sfântul de Pământ. Aaaaaaa! Au, copilul! De în mașină, că poate... Bă, uite, sunt grămadă de mașină din acolo, nu se crezi cu mașină, este la PTV, uite. Pe cineva, un copil baitâns, eu crezi că e nepotul meu. Și pe urmă m-a sunat între timp fata și zis, mamă, du-te în dos, că Catalin cred că s-a pus să bou pe el. Și după aceea, când a ajuns să ia aici așa, bou era după graș și el era aici, lângă garba. Zui că îi fac cu praf. Și... Mai mișca? Sau... Nu, nu. M-a întors înapoi, sare peste gard și după aceea m-a dus aici la gard, strigai Cataline, Cataline, v-a zis că nu este, nu, nu mai mișcă, țupai la vecina de aici să sune pe Nananelu că s-a întâmplat rău. Că lua pe surprindere. Citi la carte și... Și acum venise la graști sau copilul ce făcuse? Nu, era că el plecă cu ele, venise aici, că aici e locul lor. Și veni cu vitile așa ea și citi la o carte el cu telefonul pe așa. La umbră și bău veni peste el și s-a pus pe el din loc. El omoră, în halul ăsta. Deci în câmp îl omoră, nu? Da, da, în câmp, în câmp. Și l-a dus pe coane și l-a pus acolo lângă gard. E incredibil. E norocire, da. Nu știu. Așa ceva și nu pricep ce s-a întâmplat. De ce l-a ținut animalul ăsta? De ce nu l-a dat atunci când a avut primele simptome, primele gesturi de genul ăsta? Că se zice că ar mai fi avut. A mai făcut? Da. Echipajul zburd, am efectuat resuscitarea timp de o oră și datorită leziunilor incompatibile cu viața, pacientul nu și-a mai revenit. Ce puteți spune, ce leziune avea? Avea traumatism toracic forte, cu fractură de stern și fracturi costale, plagă cu inviscerație de organe interne în regiunea pelvină, aproape de organele genitale, plagă înțepată la regiunea gâtului, partea dreaptă, și plagă înțepată subaxial, regiunea dreaptă.